Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pentru etalarea zilnică, pentru ziua de duminică 20 decembrie, ultima zi în care soarele este în zodia săgetătorului, ultima zi înainte de marea conjuncție Jupiter-Saturn și de începerea unui nou ciclu de 20 de ani pentru întreaga umanitate. Hai să scoatem cărți pentru dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. În această zi, soarele părăsește zodia săgetătorului și se pregătește de conjuncția care va avea loc mâine la 0 grade vărsător, da? Adică pe măsură ce soarele intră în Capricorn, Saturn și Jupiter părăsesc Capricornul, așa că zodia Capricornului va fi activată încă o dată în stil mare în aceste zile, astăzi și mâine, prin planete aflate la gradul 0 și 29, da? La gradele karmice, anaretice. Și hai să vedem cum ne influențează acest lucru pe toți, cum să ne pregătim pentru solstițiu, pentru marea conjuncție, pentru următorul an. În dragoste avem aici Regele de Cupe, o carte de stabilitate, de sensibilitate și creativitate. Pentru cei care sunteți în relații, e o zi în care vă bucurați de stabilitatea pe care vă aduce partenerul sau partenera de viață în viața voastră. E posibil ca partenerul sau partenera voastră să dea dovadă de foarte multă înțelepciune, de foarte multă echilibrare și să vă aducă foarte mari motive de bucurie astăzi. Pentru cei care sunteți singuri, e posibil să întâlniți o persoană, mai ales dacă e vorba de o persoană mai în vârstă. Și o mică parte dintre voi e posibil să întâlniți o persoană de la locul de muncă cu care e posibil să porniți o relație în viitor. Interesant. Hai să trecem mai departe pe partea de sănătate. Avem aici Regina de Bâte. O carte de forță, de putere, de încredere. Cei care sunteți interesați de activități fizice, astăzi e o zi bună să faceți genurile de activități fizice care vă ajută să vă creșteți masa musculară. Cei care sunteți deschiși la terapii alternative, puteți să încercați astăzi felinoterapie, da? Dacă aveți o pisică, permiteți-i acestea să se așeze pe locurile din corpul vostru unde ea simte că există un dezechilibru și să stea acolo să toarcă, pentru că vă va aduce un echilibru energetic pe acele zone din organism. Și toată lumea este foarte important să fie atentă astăzi la temperatură, la febră sau la posibile inflamații, mai ales zodiile de foc, berbecii, leii și săgetătorii. Dacă sunteți părinți și aveți un copil, berbec, leu, săgetător, fiți cu ochii pe ei astăzi, pentru că s-ar putea să vă facă puțină temperatură. Pentru cei trecuți de 18 ani, da, între 18 și 30 de ani, e posibil astăzi să aveți inflamații la nivelul gingiilor, la nivelul dinților, da, să înceapă să vă iasă măselele de minte. Interesant. Hai să vedem pe partea de bani, carieră, situație financiară. Aici avem Șaptele de Bâte, o carte care ne îndeamnă la vigilență. Mai ales dacă ați avut pierderi financiare în acest an 2020. Dacă nu știți exact cum o să o scoateți la capăt, sunteți la limita rezervelor voastre financiare, fiți foarte atenți că nu știți de unde sare oportunitatea, da? Pentru că aici sunt două animăluțe care, dacă lucrează împreună și se ajută reciproc, o să reușească să răzbată cu acest râu care curge necontenit. La fel și voi, fiți foarte atenți că nu știți de unde poate să vă vină ocazia, oportunitatea de un nou job sau de un job mai bun sau de o posibilitate de a câștiga câțiva bănuți în plus. E posibil să vină de la prieteni, de la cunoștințe, e posibil să vină chiar de la foști colegi de lucru, de la oameni care lucrează pe același domeniu, care au aceeași specialitate cu voi și care fie s-au reprofilat sau au schimbat jobul, dar lucrează acum pentru o altă companie.
vorbiți cu acești oameni, dacă vă contactează, intrați cu ei în discuție, intrați cu ei în contact, pentru că s-ar putea să aibă o ofertă sau să știe de o posibilă ofertă de muncă pentru voi. Mai ales dacă această persoană este într-una dintre zodiile de foc, da? Din nou apar aici berbecii, leii și săgetătorii. Bun, și acum hai să scoatem și un card din aceste cărți de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, lăsați-mi un like la video dacă v-a plăcut, bineînțeles, mesajul meu. Dați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă vă interesează să aflați mai multe despre astrologie, tarot și vreți să intrați în această comunitate foarte mișto care am creat-o pe Facebook, puteți să vă alăturați grupului nostru. Link-ul este în descrierea acestui video. Bun. Hai să scoatem o carte de aici din mijloc. Lumea aceasta este raiul nostru pe pământ. În noul mileniu al erei vărsătorului, învățăm să pătrundem înăuntrul nostru ca să ne găsim Mântuitorul. Noi suntem puterea pe care o căutăm, fiecare dintre noi este unit în totalitate cu Universul și viața. Un mesaj superb pentru ziua dinainte de Marea Conjuncție în Vărsător, înainte să pășim oficial în era Vărsătorului, am primit acest mesaj care ne readuce aminte să ne uităm în interiorul nostru, care ne readuce aminte că am fost puși aici de divinitate cu o mică scânteie din Dumnezeu în noi, în sufletul nostru și că indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru, indiferent ce se întâmplă în lumea din jurul nostru, divinitatea este în interiorul nostru. Trebuie doar să nu permitem acestei flăcări divine din sufletul nostru să se stingă. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine cu etalarea pentru Marea Conjuncție. Să vedem cum începem această nouă era Vărsătorului, ce cărți o să iasă pentru prima zi, da, din această nouă era a Vărsătorului. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine. Pa, pa!